Cenușăreasa. A fost odată ca niciodată o fată pe care o chema Cenușăreasa. Mama ei vitregă și surorile ei vitrege se purtau foarte urât cu ea. O puneau să spele pe jos, să facă mâncare și să curețe cuptorul de cenușă, chiar dacă ele nu munceau niciodată. Într-o zi, prințul a chemat toată lumea la palat. Dar Cenușăreasa nu s-a putut duce, pentru că mama vitregă i-a dat de treabă. Surorile ei s-au dus în schimb, îmbrăcate în rochii frumoase.